Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Astăzi explorăm împreună ce gândește el sau ea despre tine acum. Și avem aceste patru cărți, vom avea patru citiri. Vă rog, alegeți cel puțin o variantă cu ajutorul intuiției voastre și, fiind o citire fără timp, este relevant momentul în care ascultați acest mesaj. Este o citire colectivă, vă rog să rețineți de aici doar ceea ce rezonează. Începem acum cu grupul 1. Grupul 1, haideți să începem. Ce gândește el sau ea acum despre tine? Haideți să întoarcem mai întâi această carte oracol. Iată o mare întrebare. De ce? Persoana asta se întreabă... Ce se întâmplă cu tine, ascultătorule? Sau care este motivul pentru care tu te comporți într-un anume fel? Sau de ce s-a întâmplat evenimentul X între noi doi? Așadar, iată, o persoană nelămurită, o persoană care are nevoie de un răspuns. Haideți să vedem acum din tarotul viceversa. Ce detalii mai obținem, ce gândește el sau ea despre tine. Cavalerul de cupe și optul de cupe. Această persoană ar spune că ești cineva prețios pentru el sau pentru ea. Persoana asta percepe îndepărtarea ta sau lipsa ta din viața sa în momentul ăsta. Acest opt de cupe poate să indice plecarea cuiva. Optul ăsta de cupe poate arăta o persoană care își ia o pauză de la relație sau alege cumva să stea în tăcere, să facă un soi de călătorie către alt ceva. Haideți să vedem ce avem pe spatele acestei arcane. Plecarea cuiva pe timp de noapte, dar și această îmbinare dintre soare și lună, un întreg, ceva ce a funcționat ca un întreg, o perioadă, ceva ce a avut parte de aport egal din ambele părți, ceva ce a fost unificat sau întregit, ceva ce a avut sens. Iar acest sens a fost creat din ambele părți. Și cu ceea ce venea de la tine, ascultătorule, și cu ceea ce venea de la această persoană. Iar asta înseamnă că pentru această persoană tu ești cineva important. Pentru această persoană ceea ce vine de la tine este important. Ceea ce se întâmplă cu tine este important. Da? Acest de ce e cumva cu litere mari. Adică nu înțeleg ce se întâmplă și vreau să aflu. Vreau să aflu cauzele. Ce s-a întâmplat aici? Sau ce se întâmplă cu tine? Da? Asta circulă prin mintea acestei persoane în acest moment. Haideți să mai vedem un indiciu întorcând și această arcană. Iată aici cineva născut pe timpul nopții sau cineva din rac sau din pești sau chiar din scorpion. Cerul ăsta înstelat și călătoria pe timp de noapte. Ce s-a întâmplat între tine și această persoană seara sau pe timpul nopții, ascultătorule? Pare că în mintea acestei persoane este un anumit eveniment care s-a petrecut după apusul soarelui. Drumul ăsta plin de pietre, plin de tot felul de obstacole, e ceva ce această persoană a încercat să facă în legătură cu tine și nu a reușit. Și mă întreb ce anume nu a reușit el sau ea, chiar vă rog să-mi spuneți mai jos în comentarii. Spuneam că există aici o îmbinare între elemente care par să fie opuse, care par să nu se întâlnească și totuși ele dau un rezultat armonios.
de ca și cum fiecare dintre voi doi ați pus în această conexiune ceva de care celălalt avea foarte mare nevoie. Da? Există o complementaritate aici, în această poveste. Haideți să vedem mai departe ce gândește el sau ea despre tine acum. Da, o persoană care vrea o discuție deschisă, cineva care vrea niște clarificări, cineva care nu se mulțumește cu versiunea actuală a poveștii sau nu se mulțumește cu ceea ce știe în momentul ăsta de la tine, ascultătorule. Ceva nu este suficient pentru el sau pentru ea. Și cinciul ăsta de monede care arată un personaj aflat în dificultate, da? Cineva care stă în afara unei biserici, de ca și cum ar cere și n-ar cere, de fapt, ajutor. Adică știe că este într-o poziție dificilă, știe că se găsește într-o etapă care nu este favorabilă, dar e ca și cum, într-un fel, persoana asta consideră că ai avut un motiv important pentru care să închizi ușa, ai avut un motiv important pentru care să nu oferi mai multe explicații, ai avut tu motivul tău pentru care lucrurile stau așa cum stau. Spuneam, bănuiește că există un motiv, bănuiește că acolo există o motivație a ta, ascultătorule, în legătură cu o anumită acțiune, în legătură cu un anumit comportament. Și această persoană parcă ar vrea să ia în mână această sabie, da? Care are legătură cu a tăia ceva, are legătură cu a scoate ceva la suprafață, are legătură cu a da la o parte orice fel de confuzie, a da la o parte ambiguitatea, da? Cineva care vrea lucrurile spuse pe șleau, cineva care nu vrea să audă, eu știu, așa niște texte foarte atent alese. Așadar, cineva care este în căutarea adevărului în legătură cu tine, ascultătorule. De ca și cum ar considera că îi ascunzi ceva pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, persoana asta consideră că tu te comporți suficient de transparent, dar nu vede dincolo, spuneam. Nu înțelege cauza. E o frământare în energia acestei persoane care, iată, nu se găsește în acel spațiu confortabil. E ca și cum trebuie să intre pe un tărâm nou, necunoscut, e ca și cum trebuie să se întâlnească cu tot felul de lucruri care nu îi sunt pe plac, e ca și cum ar avea nevoie de o îndrumare, speră să întâlnească pe drumul ăsta un consilier, speră să întâlnească un ajutor. Speră ca cineva să-i spună ce-i cu tine, ascultătorule, dacă tu nu vrei să spui ce este cu tine sau de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Haideți să vedem mai departe. O persoană rănită. O persoană dezamăgită. O persoană care cumva nu și-a imaginat ceea ce se întâmplă astăzi între voi doi. Atenție, aici pot fi tot felul de situații. Pot fi niște neînțelegeri la mijloc. Poate să fie un mesaj întârziat. Poate să fie pur și simplu o absență. Poate să fie o tăcere. Poate să fie o separare. Simt că această persoană cumva încearcă să facă lucrurile ceva mai mari decât sunt. Adică e ca și cum această persoană a înțeles greșit ceva ce a venit de la tine, ascultătorule, și în momentul ăsta, dacă ați reușit să clarificați, probabil că ar ieși la suprafață o anumită exagerare. Adică persoana asta pare că a pornit de la un detaliu și de la detaliul ăla a ieșit o întreagă vâlvătaie, de ca și cum nici nu te-ai așteptat tu, ascultătorule, ca persoana asta să fi interpretat ceva anume în asemenea fel. Haideți să vedem mai departe. Mai explorăm din acest oracol. Au mai apărut semne de pământ, au apărut de asemenea niște interacțiuni dintre două semne de apă sau o interacțiune dintre un semn de aer
și un semn de apă sau o interacțiune între un semn de pământ și un semn de aer. Ce gândește el sau ea despre tine acum? Iată, o persoană care consideră că te-ai apucat să faci curățenie. O persoană care consideră că nu prea mai ai nevoie de el sau de ea. Că nu mai are locul său pe acolo printre lucrurile tale. O persoană care, de asemenea, consideră că tu ai primit niște informații în legătură cu el sau cu ea de la cineva care nu a fost bine intenționat. Și că în momentul ăsta te-ai pus pe treabă, da, te-ai pus pe măturat, te-ai pus pe dat la o parte tot ceea ce nu-ți mai servește. Deci cineva care se întreabă dacă în momentul ăsta mai poate avea loc în viața ta, ascultătorule. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Grupul 2, citirea 2, începem cu această carte oracol pe care ați ales-o. Haideți să vedem ce este aici. Iată o persoană care se simte abandonată. Un orfan. Cineva care simte că a fost lăsat fără niște lucruri foarte prețioase. Persoanei ăsteia îi lipsește ceva în legătură cu tine, ascultătorule, îi lipsește ceva de la tine. Citirea asta pornește cumva similar cu ceea ce am văzut la citirea de la grupul 1. Adică aici avem pe cineva, iată, descurajat, dezamăgit, sărăcit. Cineva care nu are parte de sprijin, de suport. Cineva care regretă că nu mai primește ceva anume de la tine, ascultătorule. Haideți să vedem mai departe, explorăm cu ajutorul acestui tarot viceversa. Ce este cu această lipsă pe care această persoană o percepe în legătură cu tine, ascultătorule? O persoană care observă că tu nu mai faci planuri de viitor cu el sau cu ea. O persoană care se întreabă dacă va mai fi în viitorul tău. Dacă va mai fi parte din ceea ce urmează în viața ta. O persoană care are mintea în alertă, o persoană cu mult, mult zgomot în cap. Gândurile rapide ale acestei persoane, avem energia focului și energia aerului, da? Gânduri multe, rapide, lipsa unor soluții. Ar vrea să încerce să pună degetul pe ceva. Ar vrea să poată să spună ceva concret în legătură cu această situație. Deocamdată observ că nu reușește. Și mă întreb de asemenea ce anume a lăsat această persoană suspinând. Ce anume a creat un gol în viața acestei persoane. De ce el sau ea, iată, se simte de ca și cum ar fi orfan? De ca și cum i-ar lipsi niște lucruri absolut esențiale. Iubire, îngrijire, prezență. Ce s-a întâmplat aici în această conexiune? Sau să fie oare teama acestei persoane? Ca nu cumva să fie abandonată, exclusă sau părăsită, cineva într-un moment de mare vulnerabilitate. Haideți să vedem în continuare. Iată, mai apare și un 10 de săbi.
O persoană care se simte doborâtă, cineva la pământ. La pământ, dar iată ce interesant. Care a reușit să se ridice din această armură. E ca și cum această persoană consideră că ceva a ajuns la final. Este un final pe care nu l-a dorit. Este un final la care se uită cumva din afară în momentul ăsta. Cineva care consideră că suferința e partenerul său cel mai bun în momentul ăsta. Și totuși cineva care reușește să treacă peste gândurile astea negre și peste atitudinea asta pesimistă. Care să fie rana despre care ți-ar vorbi această persoană? Sau ce i s-a întâmplat similar în trecut și acum pare că se deschide cumva un capitol similar? Haideți să vedem mai departe. Iată, arcana 13. Transformare. O transformare care vine după o încheiere. Pentru unii dintre voi, cred că citirea asta se referă la cineva din trecutul vostru. S-ar putea ca această citire să fie în legătură cu o persoană care în momentul ăsta se simte cumva în afara vieții voastre. Cineva cu care ați închis un capitol, dar capitolul respectiv nu pare să fie totuși finalizat. Este cineva care parcă stă dincolo de gard și încearcă să observe ce se întâmplă în interiorul curții tale, ascultătorule. Adică poate să fie nu neapărat o persoană prezentă, spuneam, în jurul tău, în viața ta, poate că nu e o persoană pe care o vezi, poate că nu e o persoană cu care comunici, dar această persoană, iată, are flăcări în priviri. Adică e ca și cum ar încerca să treacă prin orice. Ar încerca să dea la o parte orice fel de obstacol ca să vadă mai bine ce se întâmplă cu tine. Ca să afle niște lucruri. Și din nou vă recomand, dacă nu ați văzut citirea de la grupul 1, poate doriți să o vedeți și pe aceea, pentru că sunt elemente care se îmbină cu ceea ce a apărut acolo. Vorbim despre cineva care cumva rămâne semeț la locul lui sau își păstrează poziția, dar asta doar în mod aparent. Pentru că în spatele cortinei persoana asta suferă. Persoana asta a rămas așa cu un gust foarte amar. Persoana asta simte că îi sunt lucrurile date peste cap. Persoana asta nu-și găsește locul, nu-și găsește liniștea. Este cineva care ar dori să stea în liniște, în pace, să facă niște lucruri care îi fac plăcere. Nu găsește plăcerea în lucrurile obișnuite. Iar asta pentru că ceva roade foarte tare această persoană. Deci este cineva care nu s-a împăcat cu starea lucrurilor dintre voi doi. Este cineva care așteaptă orice fel de semn din partea ta, fie că el vine direct, fie că postezi pur și simplu ceva pe pagina ta și atunci persoana asta se duce și încearcă să înțeleagă dacă nu cumva acolo este un mesaj cu subînțeles pentru el sau pentru ea. Simt că vorbim aici despre interacțiuni dintre un semn de foc și un semn de aer. Vorbim de asemenea despre interacțiuni dintre două semne de foc. Vorbim despre interacțiuni dintre un semn de aer și un semn de apă sau o interacțiune dintre două semne de aer. Iată, spuneam că avem pe cineva care, deși nu este prezent în scenă, stă și încearcă să regizeze cumva niște lucruri. E cineva care ar vrea să capete ceva mai mult control asupra ta, ascultătorule. Este cineva care studiază, de fapt, momentul potrivit pentru a putea acționa.
Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 3, ați ales această carte oracol. Haideți să vedem ce avem aici. Iată, mesajul din sticlă. Cineva care se pregătește să-ți trimită un mesaj, ascultătorule. Sau cineva care așteaptă răspunsul tău la un mesaj. Aici avem și persoane de la distanță, e ca și cum mesajul ăsta trebuie să călătorească așa mai mult ca să ajungă la destinatar. Și mai vorbim aici despre situații sentimentale care nu au fost încă puse pe tapet sau ceva n-a fost clarificat. Ceva n-a fost încă mărturisit, ceva este încă ținut așa într-un spațiu închis, dar ceva este de asemenea protejat. Haideți să vedem ce apare mai departe din tarotul viceversa. Un rege de cupe care, ce să vezi, e în largul lui acolo. În mijlocul mării avem niște elemente aici care duc spre ideea de mărturisirea sentimentelor, o asumare a rolului din relație, niște concluzii înțelepte. E ca și cum ceva începe să crească în povestea asta și începe să fie dezvăluit progresiv. Spun progresiv pentru că avem un 7 de monede. Poate că tu, ascultătorule, ai nevoie să iei ceea ce vine de la această persoană și să digeri. Și atunci ai nevoie de timpul tău, da? Trebuie să cântărești, trebuie pur și simplu să-ți calculezi niște aspecte, da? Să vezi un pic ce ai tu de câștigat sau ce ai avea tu de pierdut dintr-o anumită abordare, da? Cum este pentru tine o anumită propunere care vine din partea acestei persoane. E ca și cum persoana asta ar ști că tu mai ai nevoie de un anumit timp ca să înțelegi mai bine ce dorești de la el sau de la ea, sau ca să înțelegi mai bine ce veți face voi doi în perioada următoare, da? Care este următoarea etapă din povestea voastră, de exemplu. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Haideți să întoarcem acest 7 de monede. Cineva care privește la rezultatele muncii sale, dar care privește și undeva în depărtare. Ceața persistă. Asta înseamnă că tu, ascultătorule, probabil că încă nu înțelegi ceva. Încă nu înțelegi ceva ce vine din partea acestei persoane. Poate că ți-a transmis ceva și n-a fost chiar clar. Sau poate că nu știi unde te va duce acea stradă pe care o propune el sau ea. Deci, în energia ta apare această întrebare în legătură cu viitorul acestei relații sau poate că ești încă pe gânduri vis-a-vis de se pot îmbunătăți lucrurile cu adevărat sau putem să ajungem la ceva serios. Pare că tu ai fi personajul care are nevoie de ceva anume. Și spuneam, în primul rând, acest ceva anume ar putea să fie timp. Ar putea să fie o perioadă în care tu stai pur și simplu cu tine și ajungi la niște idei, la niște concluzii, ca să poți să iei o decizie. Haideți să vedem mai departe ce gândește el sau ea despre tine acum. Aici avem o persoană
foarte atrasă de tine, ascultătorule. Persoana asta este atrasă de tine și de corpul tău. Persoana asta este atrasă de felul în care gândești. Persoanei ăsteia îi plac foarte multe lucruri la tine. Iată ce interesant, îndrăgostiți împreună cu papa. O combinație de genul ăsta poate să arate o căsătorie sau o relație care se îndreaptă către căsătorie. În același timp, îndrăgostiții și papa ar putea să vorbească despre o pasiune foarte mare între două persoane, o chimie foarte mare între două persoane, dar și abilitatea de a trăi lucrurile astea într-un mod armonios, fără să vă ardeți, fără să vă faceți rău, fără să grăbiți lucrurile în așa fel încât să ducă, eu știu, poate la un eșec. O planificare foarte atentă, un doi de bâte, da? Deci, ceea ce vede această persoană în tine sunt calitățile tale, ascultătorule. Este o persoană care simte dor și dorință în același timp vis-a-vis de tine. Cineva care poate să preia de la tine niște lucruri importante. Cu acest papă avem figura unui învățător. Da? Deci persoana asta știe că în preajma ta va învăța mereu ceva nou și folositor. Sau știe că în momentul în care el sau ea are o problemă, poate să vină la tine pentru că tu ai o perspectivă obiectivă și înțeleaptă. Știe că nu sari pur și simplu în mijlocul problemei, dar nu te arunci așa pompieristic în ceva. Știe că ai nevoie de perioada ta în care să ți le pui pe hârtie, da, să ți le așezi, să ți le ordonezi în minte și abia apoi să vii cu un răspuns sau cu un rezultat sau cu o soluție. Mă întreb cum rezonează cu voi. E ca și cum persoana asta te vede ca pe un partener de nădejde, ascultătorule. Deci pentru această persoană tu reprezinți acel reper esențial. Pentru această persoană, lucrurile care vin de la tine sunt speciale. Aici avem pe cineva din Gemeni sau din Taur, iată cineva din Berbec sau din Săgetător. Haideți să vedem tot din acest oracol. Iată, a mai apărut și această carte. Două inimi care formează de fapt una singură. O inimă loială. Iar asta înseamnă că această persoană știe că ți se poate dedica pentru că și tu, ascultătorule, te dedici lui sau ei. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 4, ați ales această carte oracol, hai să vedem ce avem aici. Iată ceva ce se tot repetă, ceva ce nu se încheie. Ce consideră această persoană că se repetă între tine și el sau ea? Haideți să mai extragem câteva cărți din acest oracol. Cineva care are o fantezie bogată, cineva care croșetează acolo în imaginație tot felul de scenarii în legătură cu tine, ascultătorule. Asta este o persoană care ba se pornește, ba se oprește, ba îți declară, ba tace, ba se teme, ba ia în brațe tot curajul din lume și îți arată tot felul de chestii spectaculoase. Cred că persoana asta se comportă de ca și cum ar fi un adolescent îndrăgostit. Cred că această persoană te consideră o sursă de inspirație, ascultătorule. Da, e ca și cum cu gândul la tine poate să construiască un întreg
univers. Și apoi, iată, apare această energie, haos și conflict. Cineva care simte că se rupe în bucăți. Iar asta poate să arate o persoană care, pe măsură ce se afundă în fanteziile sale vis-a-vis de tine, ascultătorule, poate simți că se pierde pe sine. Sau se poate teme că se pierde pe sine. E ca și cum ți-a făcut atât de mult loc în interiorul său, încât nici măcar nu mai știe cine este fără tine. De ca și cum și-ar pierde din identitate. De ca și cum ar risca așa să iasă de pe drumul ăla sau firul ăla continu al vieții sale. Cineva care vrând nevrând te-a făcut regina sau regele vieții sale. Și în momentul în care constată cât ești de important sau importantă pentru el sau pentru ea, parcă ajunge la un soi de disperare. Parcă ajunge într-un punct în care încearcă să se recompună și atunci probabil că se mai îndepărtează sau în momentul ăla încearcă să-ți dea de înțeles că mai are și alte priorități în afară de tine, da? Că nu ești tu acolo centrul universului său, dar de ca și cum încearcă să-și recapete din stima de sine, scuturându-se un pic de impactul ăsta foarte, foarte mare pe care tu îl ai asupra ei. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Iată o persoană care manifestă tot felul de contradicții, dar cineva care te poartă în interior de ca și cum ai fi stea călăuzitoare. Cred că persoana asta efectiv nu știe ce să facă cu toate sentimentele sale vis-a-vis de tine. Cred că se sperie ca nu cumva într-o bună zi să te debarasezi de el sau de ea. Și cred că este o persoană care a mai fost rănită în trecut și atunci cred că teama cea mare este să nu cumva să o faci să sufere așa cum cineva din trecutul său a făcut-o să sufere. Haideți să vedem din tarot. A apărut cineva aici născut în luna iunie sau în luna septembrie sau în noiembrie sau în luna februarie. Haideți să vedem ce gândește acum el sau ea în legătură cu tine. Iată, arcana soarelui și acest copil, judecata. Bun. Aici avem din nou această imagine asupra interiorului persoanei. În interiorul acestei persoane, tu ești partenerul său pe viață sau partenera sa pe viață. În interiorul acestei persoane nu este loc pentru altcineva. Ceea ce voi trăiți în momentul ăsta este ceva major pentru el sau pentru ea. Pentru că avem arcana judecății, e ca și cum tu, ascultătorule, ai fi adus în viața acestei persoane o revelație. E ca și cum tu ai trezit persoana asta din morți. E ca și cum tu reprezinți pentru el sau pentru ea acea forță trimisă de divinitate. Persoana asta consideră că doar destinul v-a adus împreună. Așa trebuia să se întâmple. Pentru că tu ai acest rol foarte, foarte important în viața lui sau a ei, din punctul acestei persoane de vedere, nu există nimic trivial sau mediocru în povestea voastră. Povestea voastră este acea poveste cu P mare. Nu știu cât îți mărturisește această persoană din toată această flacără pe care o are în interiorul său. Cu arcana 19 putem avea acest indiciu al cuiva care are pentru tine o admirație enormă, care se bucură mai ceva ca un copil atunci când te vede. Cineva care în prezența ta simte că se încălzește și se dezvoltă și crește, da? Pentru că există aici o zonă
în interiorul acestei persoane care are nevoie de creștere și probabil că e acea zonă emoțională care s-a contractat, da? Sau care s-a închis într-un anumit moment al vieții sale. Probabil că întâlnindu-te simte că poate să iubească cu adevărat și spuneam că în același timp există conflict și frică în interiorul acestei persoane. Este teamă să nu fie arsă complet, să nu dispară complet, să nu arunce totul în grădina ta și apoi să-i întorci spatele pentru că de acolo nu știe cum s-ar mai ridica, nu știe cum și-ar mai reveni. Este cineva foarte, foarte nesigur în legătură cu propriile calități, este cineva care caută lucruri mari, însă temându-se să arate prea mult. Temându-se să se arate pe sine cu adevărat, temându-se să-și expună acea zonă vulnerabilă, da? Temându-se să nu cumva să te sperii de vulnerabilitatea sa. Vorbim aici despre cineva din Berbec, cineva din Capricorn, cineva din Leu sau Scorpion. Am putea avea o interacțiune între două semne de pământ, o interacțiune între un semn de foc și un semn de aer, o interacțiune între două semne de foc. Am putea avea de asemenea persoane care sunt născute joi sau marți sau sâmbătă. Haideți să vedem mai departe cum te vede el sau ea acum. Un adevăr care trebuie spus. Flexibilitate. Da, și ceva ce trebuie construit. Persoana asta speră ca într-o bună zi să poată să-ți declare ceea ce simte și să poată să-ți spună clar ce vrea de la tine. Are nevoie, iată, de timp sau de curaj sau de ambele, pentru a putea să deschidă fereastra asta către interiorul său. Și are nevoie să știe că poate construi pe un teren sigur. Are nevoie să știe că nu o să stea mereu în mâini sau că nu trebuie să se dea tot timpul peste cap ca să te cucerească. Ar vrea să știe cât mai repede că se poate baza pe tine și pe povestea asta. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi. Te aștept și data viitoare. Hai pe www.taroterapia.ro, descoperă cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Obiectivul acestui curs de tarot este ca tu să înveți în mod intuitiv, rapid și practic cum să interpretezi tarotul pentru tine și pentru alte persoane, folosind orice pachet de cărți de tarot. La finalul acestui curs vei ști cum să folosești tarotul într-un mod practic, vei căpăta o perspectivă nouă, utilă pentru a interpreta cărțile de tarot în orice arie care te interesează: dragoste, relaționare, profesie, bani, dezvoltare, creștere personală, decizii de zi cu zi și așa mai departe. Vei ști ce indicii rapide să cauți în cărțile de tarot pentru orice întrebare pe care o ai. Vei cunoaște nu doar semnificația tuturor cărților de tarot, dar vei ști să obții rapid mesaje esențiale din combinațiile dintre arcane. Vei avea o conexiune mai bună cu intuiția ta și un mod inedit de a observa lucrurile nevăzute. Vei avea la îndemână, oricând și oriunde, materialul complet pentru a repeta ceea ce ai învățat. Accesul tău la curs este nelimitat. Vei putea intra oricând în contact cu taroterapia pentru orice întrebare legată de acest curs sau de practica ta. Hai acum în comunitatea noastră pasionată de tarot și pregătește-te pentru o aventură fascinantă în universul arcanelor.